dragi prieteni, dragi epigramiști, viitori epigramei, cititori, bine ați venit într-o asemenea zi destul de specială pentru noi să sărbătorim împreună un eveniment marcant pentru literatura din spațiul românesc și anume Festivalul de Epigramă Donici Cui de Înțelepciune. Bucurăm că ați ales să fiți împreună cu noi, să râdeți din toată inima sau numai să zâmbiți, într-un cuvânt, să vă bucurați de acest eveniment. Ce atmosferă poate fi acolo unde se adună zeci de epigramiști? Am zice că există în primul rând concurența, competiția. Am simțit-o și la gala premiilor Festivalului Național de Epigramă și Fabulă Donici Cui de Înțelepciune, ediția 11-a, care s-a desfășurat în incinta Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Au participat zeci de epigramiști din Republica Moldova și România. Avatarul istoriei, doar cei bătrâni mai pot să spună ce au tras sărmanii moldoveni, că s-au culcat cu noapte bună și s-au trezit cu dobrei deni. Lupul cică se iubea cu recică, dar avea de la reci numai ghimp și usturici și sătul de atâtea arce s-au tocmit să facă pace. Lupul vrut să-l pupi în bot, dar l-a înghețit de tot. Și morala-i neînțeleasă, cum areciul o să iasă. Că s-a pomenit o scolă într-o javră nesătulă. Ori pupat-o e o prostie, ori fatală e lăcomia. Doar aici nu e cazul lupului să-i dai o bradă. Soata, cu soaca mea nu-i de mirare, chiar de la nuntă nu mă împac. Aici mai fac o precizare și fiică-sa e tot un drag. Aproape folclorică. Nistrule, măria ta, nu mai curge sâmbăta, căci pe apa sâmbetei s-au dus bănișorii mei. Băncile ni le-ai luat, numai hoții ne-ai lăsat. Nistrul zise învolburat, eu de mult i-aș fi necat. Dar ce-i apa? Apă, chioară, ca justiția din țară. Și de mult eu i-aș fi dus, dar tot voi îi țineți sus. Și e scris pe colț de rai, ce-ai votat, aceea ai. Râu a zis și a tăcut și noi toți am priceput că de tot ce s-a furat este râul vinovat. Înainte de lansarea galei premiilor ca atare, toți participanții au ținut un minut de reculegere și au aprins o lumânare la mormântul lui Efim Tarlapan. Ca un semn de mare respect și cinstire a memoriei marelui dispărut, a fost instituit premiul Efim Tarlapan. Un omagiu celui care a fost inițiatorul și organizatorul primei ediții a festivalului Donici Cui de Înțelepciune, regretatul maestru Efim Tarlapan. Se duc nepărăsesc artiștii acoperiți de mari. Se duc și veselii și priștii, se duc artiștii cei mai buni. Văzându-i în sfârșit în voie, ascult în slavă Dumnezeu. El aveți voi, ei nevoie, îi iau la mine în cerul eu. El aveți voi, ei nevoie, îi iau la mine în cerul eu. In memoriam Efim Tarlapan.
Epigrama l-a iubit, cititorul tot pricepe. Firul vieții s-a sfârșit, veșnicia lui începe. Gânduri la mormântul lui Efim. Trec toate, cum se duc și norii, dăm timpului cu toții vama, se scurg prin viață creatorii, eternei numai epigrama. Medicus Popa. Eu sunt cu tratările, el cu mormântările, și avem amici iubire, mesele de pomenire. Parlamentarii. Parlamentarii fără idei, la cârma Basarabiei, eroi au fost aici străbunii, iar voi rușinea națiunii. Sunt dator lui Efim Dalavan cu un omagiu și cu o epigramă pe care am citit-o de foarte multe ori, de ori ne întâlneam și îi făceau deosebită plăcere. Efim e dur și tare cum e roca și e un șmecheraș în felul său. Descrie prost, el e din Cluj-Napoca. Descrie bine, e din Chișinău. Și o epigramă din concurs. Nu am pornit din, după cum se știe, $1 miliard a făcut aripioare din trei mănci moldovenești. Dar asta nu ne împiedică să iubim în continuare Moldova, pentru că nu am pornit patriotarde, dar sunt cu cei care susțin că țara e chiar de miliarde. Mă rog, unul mai puțin. Așa e cu sărăcia, nimic nu pot să-i spui. Ai un răspuns la toate, ia mai pun și poftă în mâini. Așa e cu sărăcia, nimic nu pot să-i spui. Ai un răspuns la toate, ia mai pun și poftă în mâini. Cine fură azi ou după unele standarde? În ultimii câțiva ani, epigramiștii din Moldova nu participă în competiție, ci doar în recital. Acesta este regulamentul, de aceea să nu vă mire faptul că toate premiile au fost acordate epigramiștilor din România. Se gândea un biet berbec, statul ăsta nu-i întreg, dacă vrea ca să jucoaie, 10 piedi pe ovaie. Ai fost miracol de bărbat, cum nu se întâlnește în cale, cel bun și sfânt te-a botezat, cu bogății spirituale. Cu viziunea creatoare erai pe când nu te știam, dând o perenă întrupare și conștiinței unui neam. În matcă ți-ai lăsat amprente, iubirea pentru un vechi popor, ce ascunde în alte sentimente de patriot și luptător. Cu pana ta și prin cuvânt, doar pentru cei la creier tefer, vei trage brazde de pământ, sub care încolți Lucifer. Revelație. O viață a furat fără căire și pentru a fi cu sufletul în păcat, va merge într-o zi la mănăstire, că și mai de acolo n-a furat. O replică lui Ioan Toderașcu a scos acum o cărțulie și pe coperta a patra scrie Ioan Toderașcu, deținător a 110 premii. Noi, colegii, l-am supranumit Ioan Premiașcu. Da? Și asta și eu i-am făcut o replică la această epigramă. S-a întâmplat într-un deceniu la un festival odată. Toderașcu n-a avut premiu. O, ce veste minunată! Unui epigramist chefliu,
Acum, după 100 de grame, sunt într-o criză de idei, nu pot gândi la epigrame, ci doar la bani și la femei. La examene. Profesorii nu-ți devină că ne cer adesea mită. Doar știința e lumină, dar lumina se achită. La tema miliardului dispărut, o epigramă care se numește intenție. Aș vrea să pescuiesc în prut, căci am aflat din surse tari că miliardul dispărut a fost păpat de pești mari. Constatare, în țara asta care arde, constat firesc, dragi cetățeni, Moldova e de miliarde ce nu ajung la moldoveni. Moldovenii la vot. Vot spre vest, nevoie mare. Și așa zic că au ales. Dar în ziua de votare, nu lucrase, ci pierd. Unui chirurg vestit, un pacient atins de boală, când totul parcă îl durea, intrând la el cu mâna goală, era să plece fără ea. Vorbe paralele. Este o vorbă paralelă cu altă vorbă ca într-o taină. Soața faină nu-i fidelă, cea fidelă nu e faină. Acest epigramist fecund ne încânta cu versul lui. De o vreme s-a cam dat la fund, dar nu știm cam la fundul cui. Actualitate. Ce trist e deputatul închis pentru coție când frații fură statul. Apropo de zâzania legată de, sau controversele legate de unire, un catren, și în amintirea lui Eminescu, eu nu o să bag zâzanie între voi, dar mă întreb acum cu tot firescu, de-ar fi aici, de față, printre noi, ce-ar zice de unire Eminescu? Două epigrame la cele două teme din concurs. Tristă constatare. Azi cuțitul pentru pită de la pătura de jos are muchia știrbită fiindcă a ajuns la os. Unor politicieni miliardari s-au făcut mereu că plouă, au mașini, terenuri, case, sume cu zerouri nouă, fiindcă alții țin de șase. În zori spre casă ticuiesc. Am dormit la Marcel. Descui ușa, plimnesc. Soața doarme în pat cu el. Întrebarea din înare. Nănășeco, poate mă întreb dacă nu doresc un pahar de vin. Chiar că. Finule, n-ai poftă de un pahar de vin? M-am mai întrebat. Concert. Un curcan înflându-și coșul strigă deschizând cortina. Va cânta acum cocoșul, text și muzică, găina. Pentru prieteni azi în cap de masă mare, de mulțumire va cânta sufletul meu. De mulțumire pentru sfat și o îndumare, căci lângă mine sunt la bine și la greu. De mulțumire pentru sfat și o îndumare, căci lângă mine sunt la bine și la greu. O teorie că dragostea ține 3 ani, este și o carte celebră, autorul a fost și în România. Eu am o interpretare a celor 3 ani, în prima zi.
Mai am un alt sondaj. Ce răspunde femeia când bărbatul îi propune ceva? Pe Bâlici, când l-am cunoscut, eram în cramă la Milești. Acolo, când nu bei, vorbești. Iar Bâlici poți jura că-i mut. Am văzut că tot ce se cântă, tot ce se recită, chiar și acel laudațiu al Domnului, sunt scrise de Bâlici în Aislamă. Și în sensul ăsta, nu știu dacă v-am mai zis, dar o spun cu tot firescul. Bâlici este cel ce a scris poezii de Eminescu. Anii trec și tot se duc, trece vremea mea. Toată viața ca un lucru crește dragostea. Mi-au crescut copiii mei lângă mama lor. Înfloresc și astăzi te, că și acum e dor. Ce fericire, ce fericire să fim cu toți împreună. Ce fericire, ce fericire dragostea de neatură. Ce fericire, ce fericire să ne întâlnim totdeauna. Ce fericire, ce fericire dragoste când e într-una. Multe parcă nici n-au fost, au trecut ca-n zbor. Să iubesc mai are rost cu același dor. Dragii mele, ce fericire, ce fericire să fim cu toți împreună. Ce fericire, ce fericire dragostea tine adună. Ce fericire, ce fericire să ne întâlnim totdeauna. Ce fericire, ce fericire dragoste când e. Festivalul Național de Epigramă și Fabulă Donici, Cuib de Înțelepciune a fost inițiat în anul 1997. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ministerul Culturii, Asociația Uniunilor de Creație, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Teatrală din Moldova, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu și Primăria Municipiului Chișinău.